Protest masiv la Belgrad. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia mai multor demnitari, dar și pentru a protesta față de promovarea violenței. Sârbii au decis să protesteze în urma celor două atacuri armate în care și-au pierdut viața 17 oameni. După durerea și suferința din ultimile zile, în care mii de cetățeni și-au luat rămas bun de la victimele celor două atacuri armate comise săptămâna trecută în Serbia, soldate cu 17 morți și 21 de răniți, oamenii au decis să iasă în stradă. Astfel, manifestanții s-au adunat în fața Parlamentului, în centrul Belgradului, la apelul mai multor partide de opoziție, de dreapta și de stânga, sub sloganul Serbia împotriva violenței. Mii de oameni au ieșit în stradă la Belgrad pentru a cere demisiile unor lideri politici, dar și pentru a se revolta față de promovarea violenței în mass media, totul la câteva zile după cele două atacuri armate care s-au soldat cu 17 morți. Sârbii au scandat dorința de a avea școli, străzi și orașe sigure pentru copiii lor. O primă reacție a venit din partea ministrului sârb al educației, Branko Ružić, care a demisionat după masacrul comis în cursul săptămânii într-o școală primară în care 8 elevi și un agent de pază au fost uciși. Demisia lui Branko Ružić vine pe fondul emoției provocate de acest atac și de un alt incident similar produs la doar o zi distanță. Sârbii însă continuă să ceară demisia mai multor oficiali și sunt dispuși să continue protestele față de promovarea violenței.